Bun găsit, vă spun din studioul Farmamedia Group. Sunt Liviu Gorda și vă prezint știrile Agroinfo TV, singurul jurnal de știri agricole din mediul online. Începem cu o declarație a ministrului Daniel Constantin, care spune că dacă din februarie-martie sau din luna august bugetul și încasările vor permite, cu siguranță prioritatea o reprezintă reducerea TVA la produsele din carne. Potrivit acestuia, existau promisiuni de foarte mulți ani, de la toate guvernele, că se va reduce TVA la produsele alimentare de bază, dar din păcate acestea nu s-au materializat. Săptămâna trecută, peste 200 de sindicaliști din industria alimentară au ieșit în stradă. Aceștia au protestat în fața Ministerului Finanțelor, cerând autorităților să reducă TVA de la 24% la 5% pentru carne și produsele din carne, începând cu 1 ianuarie 2015. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a efectuat în perioada 2007-2014 plăți în valoare de 9,09 miliarde de euro, ceea ce reprezintă o rată a absorbției de 87,1% a fondurilor alocate în ultimii 8 ani. De la 1 ianuarie 2014, APIA a efectuat plăți către fermieri în valoare de 1,42 miliarde de euro din Fondul European de Garantare Agricolă, aferente schemei de plată unică pe suprafață, ajutoarelor specifice, măsurilor de piață și programelor de promovare a produselor agricole pe piețele țărilor terțe. De asemenea, pe parcursul acestei luni va continua efectuarea plăților către beneficiarii măsurii 215, care și-au asumat angajamente privind bunăstarea porcinelor și se vor efectua plăți în sectorul avicol. Crescătorii de bovine din județul Mehedinți nu au posibilitatea să valorifice laptele din cauza lipsei unui centru de colectare sau de procesare. Președintele Asociației Producătorilor Agricoli Mehedinți, Cornel Stroescu, susține că zeci de mii de hectolitri de lapte se folosesc zilnic la hrana porcilor, situație care provoacă pierderi uriașe și aduce fermele zootehnice în pragul falimentului. Situația s-ar putea rezolva, în opinia sa, prin absorpția de fonduri europene pentru realizarea unei fabrici de lactate la nivelul județului. 2014 va fi al doilea an în care România va intra pe excedent în comerțul cu produse agroalimentare, iar fondurile europene atrase din agricultură și dezvoltare rurală vor depăși 2,7 miliarde de euro, a declarat ministrul Daniel Constantin. Potrivit acestuia, una dintre cele mai mari realizări ale României din punct de vedere agricol este faptul că portul Constanța a fost declarat numărul 1 în Europa în ceea ce privește comerțul cu cereale. 2014 a fost un an atipic din multe puncte de vedere. Am avut parte de o primăvară secetoasă și o vară neobișnuit de ploioasă. Producțiile au fost destul de bune, însă prețul cerealelor a tras în jos profitul fermierilor. Laurențiu Baciu, președintele Ligii Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România, a făcut un scurt bilanț al anului care tocmai stă să se încheie. 2014 a fost un an atipic, perioade foarte ploioase și în contradictoriu foarte secetoase, ceea ce a dus la diminuarea producțiilor culturilor de primăvară și o răsărire neuniformă sau întârziată la culturile de toamnă. Toate acestea ne-au ajuns în final produc pierderi. Ce vă pot spune este că, din punct de vedere financiar, nu a fost un an chiar atât de strălucit, ținând cont de faptul că prețurile de achiziție au fost foarte mici. Și foarte mulți fermieri care nu au putut să facă o producție medie destul de substanțială sau au scris cu pierderi, nu au reușit să-și recupereze cheltuielile. A fost un an de care vrem să uităm foarte repede. Nutrim speranța că va veni un an mai bun din punct de vedere al rezultatelor financiare. A fost o producție rezonabilă. A venit omul negru, cum se spune, traderi de cereale, care practic au întors toate socotelele la 180 de grade, practicând niște prețuri mult sub cele de anul trecut, mult sub cele de acum 2 ani. Practic, prețurile de anul ăsta la achiziții, ca să luăm un an de comparații, au fost mai mici decât în 2004, când motorina era 2 lei și 15 bani. Nu mai spunem că inputurile, fără nicio jenă și fără să țină cont de realitate, cresc an de an, succesiv, cu 10-15%, fără să intereseze ce de fapt se întâmplă și în ograda fermierului. Producția de lapte de consum a crescut cu 16,3% în primele 10 luni din 2014. Potrivit Institutului Național de Statistică, fermierii români au obținut 209.001 tone, cu 29.289 tone mai mult decât în perioada similară a anului trecut. În același timp, cantitatea de lapte importat a scăzut cu 19%, de la 79.020 tone la 63.994 tone.
În intervalul menționat, cantitatea de lapte de vacă colectată de unitățile procesatoare a înregistrat o creștere de 14,7% până la valoarea de 855.365 tone. Ultimul buletin informativ publicat de Institutul Național de Statistică arată că numărul total al animalelor sacrificate în luna octombrie a crescut comparativ cu aceeași perioadă din 2013. Pe de altă parte, la specia bovine s-a înregistrat o scădere a numărului de exemplare sacrificate cu 3,1%, în timp ce greutatea lor în carcasă a crescut cu 8%. De asemenea, a scăzut numărul de păsări sacrificate cu 2,6%, iar greutatea în carcasă a sporit cu 2,3%. În schimb, numărul de porcine sacrificate și greutatea în carcasa acestora au crescut cu 11,2%. Pe larg despre aceste statistici puteți citi pe agroinfo.ro. Potrivit estimărilor meteorologice, perioada imediat următoare se va caracteriza printr-un regim termic al aerului în general normal în aproape toată țara. Sunt posibile precipitații sub formă de ploaie, dar și mixte, însoțite de intensificări ale vântului. În estul Transilvaniei și nordul Moldovei se va produce îngheț la sol. În aceste condiții, ritmurile de creștere și dezvoltare la culturile de toamnă vor fi mai lente în aproape toate regiunile agricole, exceptând depresiunile din nordul și centrul țării, unde se va semnala starea de repaus vegetativ. Acestea au fost principalele subiecte ale săptămânii. Pentru mai multe informații, accesați agroinfo.ro și citiți publicațiile noastre, revista Ferma și Recolte Bogate. Sunt Liviu Gordea și vă doresc un sfârșit de săptămână agreabil. Pe curând!